Ce s-a schimbat odată cu tranziția, de fapt cu trecerea la o economie de piață, nu atât că cei care știau au fost păcăliți sau au devenit vulnerabili sau dimpotrivă au păcălit, ci că în această trecere de la un tip de societate și un mit gen de valoare a banului, s-a trecut la cu totul altceva. Leafa era cam aceeași, nu, în timpul comunismului, deci nu puteai să zici că ai mult mai mult decât vecinul, nu puteai să-ți permiți mai mult, mult mai mult decât vecinul, deci lucrurile erau cam pe acolo, erau plafonate. E, după 1990, acest plafon a fost dat deoparte și aia care s-au priceput au urcat foarte rapid, profitând de faptul că inițial 90%, pe urmă 80%, pe urmă 70% erau total analfabeți financiar. Îți făceam o mică schemă așa foarte precisă, Caritas, nu? Și oameni altfel, culți altfel, da, iletrism financiar, nu? Că și ăsta se măsoară. Și pun și un ban de o parte pentru pensie, pentru copii, n-aiba știe pentru ce. Dar cum puteau să funcționeze aceste rețele? Mă scuzați, dacă matale ești prost, eu ce să-ți fac? Deci orice negustor, nu? Și asta e o chestie pe care nu te poți supăra. Eu spun că treaba asta valorează 10 lei. Dacă tu bagi mâna în buzunar și îmi dai imediat 10 lei, mi s-a întâmplat în Turcia, a spus, atât de prost n-am văzut, nu ți-l dau. Adică nu ți-l dau, nu că, dar chiar nu negociem puțin tăl, chiar atât de prost ești, nu ți-l dau și mă dat afară. Dar altfel, bun, asta este, nu? Dacă tu nu reacționezi, dacă tu chiar crezi că jaful ăla sau chestia aia vopsită acolo chiar face 10 lei și îmi dai 10 lei fără să mă întreb nimica, eu ce să-ți fac? Eu nu-ți devină. Deci, practic, s-a rămas la, dacă mai am găsit prostul, aia e. Da, s-a rămas în sensul că așa a fost o bună vreme. Dar după aceea lucrurile s-au schimbat. Deși, din acest punct de vedere, fac referințe statistice, scuză-mă, dar asta e, se măsoară gradul de, cum se măsoară analfabetismul, nu? Se măsoară și gradul de iletrism financiar. Și aici stăm cam pe locul 1-2 din Europa. De ce? Pentru că, totuși, chiar și acum avem peste jumătate din populație la sat. Bun, s-au învățat și cu cardul, dar e greu, apropo de cum se face un contract la bancă, nu? Aici iarăși știm acest lucru care a lovit pe multă lume. Deci am vorbit cu tine, mi-ai făcut contractul, știam, l-am semnat, că am înțeles despre ce e vorba. În franc elvețien sau mai știu asta, ce valută. Asta e o chestie externă, dar chestia cea mai simplă. Da, nu v-ați dat acolo jos. Era ceva costeluță unde spunea că din 3 în 3 luni asta o să crească. A semnat, îmi pare rău. Păi da, mă, dar nu puteai să-mi spui. E scris. Suntem o societate încă orală. Eu trebuie să vorbesc cu tine și am încredere, sau n-am încredere, în tine ca persoană. Fac o paranteză, am avut surpriza să văd că într-o cercetare de asta pe bănci, pe nevoia lor de robotizare în ultima instanță, era și o întrebare, cum preferați să faceți, să aveți relațiile cu banca? Online, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum, sau oral, față în față? Spre surpriza mea, peste 70% din populație, 72% din populație zicea că față în față. O să zici, da, asta e pentru generația asta, dar tinerii nu. Da, e adevărat, e o mare diferență. Tinerii ziceau numai 71%. Nu vreau să generalizez, că sunt ei la 30%, nu? Dar încă mai depindem într-un fel de această cultură țărănească, de această cultură orală, care ne face să nu prea știm ce să facem cu scrisul, cu hârtiile, cu instituțiile. Învățăm! Și aici, dacă am compara ce se întâmplă și cum se procedează astăzi cu 1990, pe ne-am dat seama că am parcurs un drum uriaș. Dacă ne uităm invers, unde suntem noi față de americani, drumul e iarăși foarte mare. Dar nici nu aveai cum să repeți să faci o asemenea schimbare atât de profundă peste noapte.
Partea imorală este că în continuare și termenul de băieții isteți e foarte potrivit aici, băieții isteți profită în continuare de acest decalaj încă foarte mare între o pătură care știe și o majoritate care nu prea știe.